Ion Iriac, mai furios ca niciodată, asta se întâmplă când amesteci afacerile cu politica. Milioane de euro sunt la mijloc. Omul de afaceri Ion Iriac se plânge de faptul că jucătoarele de tenis aduc 25% din veniturile competiției mixte pe care o organizează la Madrid, Masters 1000 în circuitul ATP sublinierei premier mandatori în CELTA, sublinierei ce acest lucru nu justific premii egale la masculin sublinierei feminin, informează News. Asta se întâmplă când amesteci afacerile cu politica. Organizezi turneul de la Madrid cu acelea sublinierei premii la masculin sublinierei la feminin. Dar veniturile de la feminin sunt 25%. Aceasta este realitatea. Băiecii-mi întreab, a declarat Iriac, într-un interviu acordat Sport Bild. El s-a plâns sublinierei de faptul ce tenisul feminin duce lipsă de personalități importante. Întrebat despre Serena Williams, Iriac a răspuns, cu tot respectul, are 36 de ani sublinierei 90 de kilograme. A subliniere vrea altceva pentru tenisul feminin. Fostul tenismen l-a criticat sublinierei pe Roger Federer, pentru ce nu evoluează la turneele pe zgur, a subliniere acum este sublinierei cel de la Madrid. Roger Federer este cu siguranță cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile, dar nu se comportă corect. Nu cred că abordarea lui e corect. El sublinierei alege turneele în care joacă, ceea ce este greu de acceptat în alte sporturi, a precizat Iriac, întrebându-se cum ar fi dacă sublinierei pilotul de a Formula 1 Lewis Hamilton sublinierei ar alege cursele în care concurează. Simona Halep, locul 1 VTA, a câștigat subliniere tigat ultimele două ediții ale Madrid Open, turneu care în acest an va avea între 4 sublinierei 13 mai.